Acum 10 ani, în 13 noiembrie 1988, la München, se stingea din viață Vlad Georgescu. O personalitate complexă, istoric de mare suprafață, una din figurile cele mai cunoscute ale dizidenței anticomuniste, un jurnalist remarcabil pe care moartea l-a găsit în fruntea Departamentului Românesc al Europei Libere. Descendent al unei vechi familii din Muntenia, Vlad Georgescu s-a născut la 29 octombrie 1937 la București. Urmând cursurile Liceului Sfântul Sava, Vlad Georgescu a absolvit în 1959 Facultatea de Istorie din București. Formația sa istorică a fost marcată de influența profesorilor Andrei Oțetea și Mihai Berza. I-a plăcut de asemenea să se socotească unul din discipolii filozofului Ion Petrovici, frecventat de Vlad Georgescu în lunga perioadă în care acesta era considerat și tratat ca un proscris de către regimul comunist. În 1970, Vlad Georgescu își ia doctoratul în istorie, specializându-se în perioada iluministă și în aceea a zorilor modernismului în România. Este invitat să conferențieze la universități prestigioase din Occident. Debutează cu cartea Din corespondența diplomatică a țării românești, 1823-1838, volum apărut la București în 1962. Vlad Georgescu începuse însă să devină o persoană din ce în ce mai incomodă pentru regimul Ceaușescu. Textele sale începeau să fie destinate publicării exclusiv în străinătate, texte acide, sarcastice, uneori incendiare, în care, cu finețea unui chirurg, Vlad Georgescu tăia în carne vie, necruțător cu un sistem pe care îl înfrunta știind perfect ce riscă. Riscând lucid, provocând totalitarismul și dictatura personală a soților Ceaușescu, cu aceeași serenitate cu care avea să spună mereu lucrurilor pe numele lor adevărat, în pofida unor din ce în ce mai întețite amenințări, unele cu moartea. Aceste articole în care Vlad Georgescu radiografia regimul ceaușist din România aveau să facă repede ocolul lumii. Vor fi ulterior strânse în volumul Politică și istorie, ce avea să apară în 1982 la München, după ce Vlad Georgescu luase deja calea exilului. Un exil precedat de șicanele cunoscute ale autorităților comuniste. Vlad Georgescu este arestat în martie 77, reținut timp de 2 luni, amenințat cu pușcăria sub acuzația de înaltă trădare, supravegheat, urmărit pas cu pas. În mai 79, Vlad Georgescu avea să părăsească pentru totdeauna România. Începând din 1982, este director asociat al Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă, iar din februarie 83 devine director al acestui departament. În aproape 10 ani de formidabile incandescențe creatoare, presimțind parcă faptul că nu va mai avea mult de trăit, Vlad Georgescu avea să reușească să-și facă timp pentru toate. Gazetărie, cercetare, conferințe în străinătate, familie, prieteni. Cel puțin 2 din lucrările sale, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre și Istoria ideilor politice românești 1369-1878, sunt considerate adevărate biblii pentru toate cercetările de specialitate din România și străinătate. Nu în ultimul rând, Vlad Georgescu era un om cuceritor, cu un farmec aparte în care raționalismul aparent rece era învelit în judecăți adesea ironice sau pline de umor. A fost un gentilom adevărat și un iluminist. A avut mereu ceva din suflul patriotic al pașoptiștilor, construind febril, neînduplecat, înspleții de mize pe care mulți alții le credeau inaccesibile. Totul fără patimă însă, doar calm și metodic, pas cu pas, punând cărămidă peste cărămidă. Astfel și-l amintesc cei care l-au cunoscut, cei care i-au fost colaboratori sau prieteni adevărați. Ca un intelectual de o extraordinară delicatețe sufletească, mereu disponibil, mereu dispus să te ajute măcar cu un sfat. O personalitate clară, cu un discurs de o rară distinție, cu o generozitate umană pe care mulți, foarte mulți, o invocă și acum, la 10 ani după ce Vlad Georgescu nu mai este. La câteva zile după moartea lui Vlad Georgescu, mai exact în 18 noiembrie 1988, emisiunea Actualitatea Românească avea să fie dedicată în întregime memoriei lui Vlad Georgescu. În minutele următoare vă invit să ascultați câteva din omagiile postume aduse lui Vlad Georgescu în această Actualitate Românească realizată de Gelu Ionescu. În ordinea în care au figurat în emisiunea amintită, iată câteva din aceste mărturisiri. De la Lozan, din Elveția, Ion Vianu, cu un portret al lui Vlad Georgescu. Dacă încerc să înțeleg configurația cea mai caracteristică
a firului, aș zice că e următoarea. Dârzenia și un anumit scepticism amuzat se împleteau la el în modul cel mai fericit. Într-o măsură mai mare decât la mulți din generația noastră, viața era pentru Vlad un joc greu, primejdios, însă întotdeauna atrăgător. Aflat în Statele Unite, regretatul Mihai Botez își amintea impactul pe care l-au avut asupra sa în România, ca și după plecarea în exil, editorialele semnate de Vlad Georgescu. De când totuși am primit trista invitația prietenului Gelu Ionescu de a participa la acest recviem pe calea undelor? Pentru că mi s-a părut că pot aduce în rândul celor ce evocă pe marele nostru dispărut o voce care nu din vina sa a fi putut astăzi să lipsească. Vocea ascultătorului din țară a editorialului săptămânal semnat atâta vreme de Vlad. În această calitate, să zic așa, vorbesc acum. Minunate piese de cultură politică românească rămân aceste editoriale, îmbinând cu neegalată încă artă rațiunea analistului politic și pasiunea militantă, găsind totdeauna perspectiva istorică prin care evenimentul de ultimă oră își dezvăluie adevăratele semnificații, și evitând astfel atât senzaționalismul ieftin cât și istorismul indiferent. Educând politic fără dăscăleală și moralizând fără ostentație, editorialele lui Vlad s-au înscris adânc în conștiința poporului român, atât de fidel Europei libere. Și într-o vreme în care vulgaritatea și bădărănia domnesc netulburate în prea frumoasa noastră țară, ținuta academică, magistrală a textelor lui Vlad Georgescu mi-a părut totdeauna exemplar. Tot din Statele Unite, Virgil Nemoianu evoca intensitatea ultimilor 7 ani de viață a lui Vlad Georgescu. Acestea sunt anii în care istoricul și dizidentul devine om de acțiune, om de construcție politică și, nu mă știe să o spun, conducător al românilor, purtătorul lor de cuvânt și de speranțe în anii cei mai grei a istoriei contemporane. Cu gesturi firești, fără ostentație, aproape fără deliberație, el ia în mână frânele conducerii unui centru care, în secolul nostru informațional, coincidea cu focarul de acțiune al românilor capabili de activitate liberă și era, implicit, focarul de atenție al milioanelor de români pentru care postul de radio Europa Liberă devenise un model alternativ de existență politică, o posibilitate de normalitate și raționalitate, un răspuns la presiunile spre infantilizare, aservire și robotizare pe care le trăiau zi cu zi. Povara aceasta de conducător și de model alternativ, Vlad Georgescu și-a asumat-o cu bărbătească simplitate. Gentilom adevărat din cap până în picioare, el întrunea în persoana lui tradițiile cele mai frumoase ale literelor istorice românești și era un urmaș autentic al celor care au făcut revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, Independența, Unirea Națională și care au clădit cărămidă peste cărămidă instituțiile României moderne. De la Paris, Monica Lovinescu își amintea cum l-a cunoscut pe Vlad Georgescu. Pe Vlad Georgescu l-am cunoscut mai întâi prin lorile sale de poziție din 1977. Odată ajuns în exil, mi-a fost recomandat călduros de Mircea Eliade. Prima oară l-am văzut la New York, de unde începuse să scrie pentru Europa Liberă. Apoi, după moartea lui Noel Bernard, a lui Mihai Cismărescu, când Vlad Georgescu a devenit directorul postului de radio, colaborarea cu el a devenit și ea cotidiană. Nu m-am gândit vreodată că aveam să-i caut calificativ. Ceea ce cred că mai zic cel mai mult la Vlad Georgescu, în afara unei deschideri intelectuale pe care eu bănuiam din puținul pe care îl citisem atunci, a fost extrema civilitate a raporturilor, calmul, uneori anormal de constant, în momentele cele mai acuzate de tensiune, adică în cele în care un eveniment din țară putea pune toată redacția în fierbere, o despasionalizare a dezbaterii, care nu implica cederi sau schimbări ale punctelor de vedere.
Aflat la München, Michael Schafir descria împrejurările în care Vlad Georgescu a susținut ultima conferință din viața sa. Ultima oară l-am auzit pe Vlad conferențind la München, unde a prezentat o lucrare despre România în perioada Gorbaciov. A fost atacat de câțiva din nelipsiți aflați în treabă pe care îi întâlnești inevitabil la asemenea ocazie. Nu le-a răspuns. I-am văzut doar acel zâmbet dezarmant care combina zeflemeaua bucureșteanului cu conștiința superiorității intelectuale. Să lăsăm pigmei să fie pigmei, mi-a spus el după conferință. Nu știam, nici el, nici eu, că din nenorocire aceste cuvinte aveau să-mi sune astăzi asemenea unui epitaf. Doamnelor și domnilor, realizatorul acelei ediții din Actualitatea Românească a fost, cum spuneam mai devreme, Gelu Ionescu. La 10 ani de la moartea unei persoane pe care a prețuit-o extraordinar, de la München, Gelu Ionescu, profesor la Universitatea din Heidelberg, cu o evocare a jurnalistului Vlad Georgescu. Vlad Georgescu a început să aprecieze și chiar probabil să îndrăgească profesia de ziarist pe măsură ce a practicat-o, și anume în ultimul deceniu al scurtei sale vieți. Cunoscându-l de prin 1958-59, știu bine că jurnalismul nu intra între o proiectele sale de viitor, proiecte ambițioase, legate mai ales de scrierea și predarea în universități a adevăratei sale pasiuni, istoria. Soarta a vrut altfel. Mă grăbesc să adaug că nu numai soarta, ci și propria sa determinare. Pentru că atunci când, prin 1976, s-a decis să înfrunte direct regimul politic comunist, scriind textele dizidenței, sau mai bine zis opoziției sale, el începea o carieră politică pe care nu și-a putut-o continua și exprima apoi decât prin gazetărie și numai departe de țară. Acel departe aproape care l-a reprezentat postul de radio Europa Liberă până în 1989. Vocația politică a lui Vlad, izbucnită dintr-un patriotism pe cât de real, pe atât de lucid și de critic, nu avea o șansă mai bună de a se exprima decât prin intermediul acestui microfon. Așa a ajuns el la gazetărie, pe care a practicat-o fără emfază, fără ornament, fără a face ostentativ stil, într-un mod direct, simplu, în care faptele ce le evoca pe scurt duceau întotdeauna la o idee. Se înscriau, adică, în modul cel mai direct, într-o viziune istorică clară, ce era rezultatul unor ani lungi de reflexie, de cercetare și confruntare. Vlad Georgescu nu uita niciodată că șansa de a spune atunci adevărul este și o mare datorie, o datorie pe care el nu se străduia să dea înfățișarea retorică mai captivantă. Nu se străduia nici măcar să citească textele cu un glas mai ferm, cu intonații mai oratorice. Era un bun vorbitor care disprețuia spectacolul, convins că adevărul și ideea se aud și fără alt acompaniament. Era, din acest punct de vedere, contrariu virtuozității gazetăriști a predecesorului său, Noel Bernard. Vlad nu voia să fie nici mai bun, nici mai admirat, voia să fie așa cum era. Cum era? Propun ascultătorilor să ia în mână volumul ce adună câteva din editorialele sale, volum ce poartă titlul România anilor 80, și să constate extraordinara actualitate a acestor texte scrise acum 15 ani și mai bine. Actualitatea ideilor și a viziunii sale despre România, despre locul ei de recâștigat astăzi în lume și mai ales despre reperele unui drum către democrație și ieșire din totalitarism, drum pe care, vai, atâția azi se rătăcesc. E deci un paradox faptul că Vlad Georgescu s-a făcut cunoscut marelui public prin gazetărie. Adică printr-un tip de discurs care era în fond un compromis
între vocația sa de istoric și talentul său de om politic. Ca istoric, el poate fi citit prin cărțile sale, între care însă, din păcate, cea mai importantă nu s-a bucurat de o reeditare în țară, rămânând accesibilă doar celor care și-au procurat un exil. Este vorba de istoria ideilor politice românești între secolele 14 și 19. Omul politic, cariera, și pe care mulți dintre prietenii săi vechi l-au descoperit abia târziu și abia în Occident, rămâne exprimat doar prin aceste editoriale. Urmărind evenimentele politice din țară, mi se întâmplă de multe ori să mă întreb ce ar fi zis oare Vlad despre cutare sau cutare eveniment. Să mă întreb dacă, după 1989, ar fi revenit sau nu definitiv în țară și dacă ar fi intrat sau nu în viața politică, unde știu bine că îi era locul, înaintea celor mai mulți dintre politicienii de astăzi. Mă întreb, dar nu știu deloc să-mi și răspund. Știu însă că moartea sa, de la care se împlinesc astăzi exact 10 ani, a privat viața politică românească de o șansă cum eu puține am întâlnit. Profesor la Bloomington, Indiana, în Statele Unite, Matei Călinescu descrie anvergura intelectuală, umanismul, fidelitatea lui Vlad Georgescu față de idei și principii de la care n-a abdicat niciodată. Câteva zile în urmă, când am fost invitat să particip la această evocare memorială a lui Vlad Georgescu, am simțit un îndemn echivalent cu acela de a te uita printr-un album de fotografii cu vechi prieteni, și anume de a răsfoi vechile mele jurnale. Am găsit, printre altele, o însemnare datată 22 noiembrie 1979, care e un fel de instantaneu de cuvinte luat cu prilejul revederii noastre nu mult după emigrarea lui din România ceaușistă. Mai avea doar 9 ani de trăit, venise într-o scurtă vizită la Bloomington, unde eram și continui să fiu profesor la Indiana University. Iată acea pagină. 22 noiembrie 1979. Scurta vizită de alaltă era lui Vlad Georgescu. Nu-l mai văzusem de 6 ani și jumătate din primăvara lui 1973. S-a îngrășat, dar altfel e neschimbat, calm, lucid, pe un ton detașat, îmi povestește în amănunt cum și de ce a devenit disident, cum și de ce a fost arestat în primăvara lui 1977, cum a fost, în urma presiunilor diplomatice americane, eliberat după 2 luni. Începând din 1974, situația din România s-a înrăutățit sensibil și restalinizarea, anunțată de tezele din iulie 1971, dar fără consecințe practice pentru un timp, a devenit o realitate cotidiană apăsătoare. În aceste condiții, el a luat hotărârea să facă ceva, să reacționeze cumva, să-și exprime punctul de vedere. Nu un punct de vedere general, ci unul interior profesiunii lui de istoric. S-a apucat deci să scrie un studiu despre istoriografia comunistă din România, un studiu critic, uneori polemic, dar bine documentat, bazat pe o migăloasă cercetare și pe o analiză metodică a documentelor. S-a apropiat de istoriografia comunistă, îmi spune, cu aceleași principii cu care a studiat secolul al XVIII-lea, încercând să fie la fel de detașat, de imparțial în considerarea materialului. Amănunt important, a lucrat în totală singurătate, fără să împărtășească nimănui ideea lui, fără să discute cu nimeni rezultatele parțiale ale cercetării. Când manuscrisul a fost gata, a dat o copie ambasadorului american de atunci, Harry Barnes, după care a fost imediat arestat, celelalte copii fiind confiscate de securitate. Efortul lui fiind pur individual și încă secret, nimeni n-a știut de ce a fost arestat. Ridicat în plină zi la amiază din localul Institutului de Studii Sud-Est Europene, de față fiind toți colegii lui speriați și uimiți. Ce-mi spune despre atitudinea americanilor e dezamăgitor, dar nu surprinzător. În timpul detenției lui și după aceea, americanii de la Departamentul de Stat și până la ambasada din București au practicat ceea ce ei numesc diplomația tăcută și au făcut, dacă nu în esență, în aparență, jocul autorităților românești, în sensul că a devenit
adevăratele motive ale arestării lui Vlad au rămas perfect camuflate. Când în martie 1979 Departamentul de Stat a schimbat această linie și când la sugestia ambasadei americane din București un jurnalist de la New York Times i-a luat un interviu care a putut fi retransmis și de Radio Europa Liberă, guvernul român s-a schimbat și el brusc poziția. Pașaportul lui Vlad a fost gata în câteva zile. Interesant e că după ce s-a aflat prin Radio Europa Liberă de ideea lui de a lansa o universitate liberă de tip disident polonez, Vlad a primit mai multe telefoane de la persoane doritoare să se înscrie la cursuri, ingineri, arhitecți, doctori, nu însă oameni de litere sau universitate. Dar el se hotărâse deja să ia drumul exilului. Proiectul Universității Libere ar fi fost oprit, crede el, cu mijloace violente. Câteva arestări ar fi fost probabil suficiente. Marea problemă în România a fost și rămâne aceea comunicării. Comunicarea via Europa Liberă e dificilă, greoaie și pe deasupra nesigură. Pe plan intern nu există canale de comunicare instituționale care să nu fie total controlate oficial, cum ar fi în Polonia mijloacele de care dispune Biserica Catolică. De aceea, disidența românească, al cărei potențial e mare după Vlad, tinde să se manifeste în acțiuni individuale care nu pot avea decât un răsunet limitat. De la Paris, istoricul și politologul Mihnea Berindei cu o evocare a neprețitului istoric care a fost Vlad Georgescu. De Vlad Georgescu mă leagă multe. Prietenia, meseria de istoric, o angajare într-o luptă politică ce părea majorității de atunci utopică. Spun mă leagă și nu mă lega, căci dispariția lui, astăzi se împline 10 ani, nu schimbă pentru mine sentimentul mereu prezent al unei continuități de gândire, al unei complicități niciodată dezmințite, al unui destin comun. L-am cunoscut în anii 60, el tânăr cercetător, eu încă elev de liceu. Același cerc de prieteni, discuții, întâlniri, vacanțe petrecute împreună. O perioadă de relaxare ideologică, de speranță într-o liberalizare a regimului. De la Vlad am reținut un anumit fel de a aborda, de a înțelege istoria. O căutare adevărului nu numai pentru trecut, ci și pentru prezent. O necesară implicare a intelectualului în cetate. Am părăsit România în 1970. Relațiile noastre au devenit, prin forța lucrurilor episodice, până în 1979, când el, nevoit să ia calea exilului, a ajuns în Statele Unite. Aflasem că fusese închis în primăvara 1977, acuzat de înaltă trădare pentru niște manuscrise, că fusese eliberat în urma unor importante presiuni americane, că aceleași autorități impuneau o anumită discreție în jurul cazului său. În 1979 mi-am regăsit prietenul, istoricul mereu curios de rezultatul noilor cercetări, dar mai ales un om ce se asumase, cu riscul libertății al separării de cei dragi, destinul unui luptător politic. Stau mărturie cele trei texte ce provocase rămânia autorităților în 1977, Politică și istorie, cazul comuniștilor români 1944-1977, Programul mișcării disidente din România, Ciuma lui Caragia. Stau de asemenea în mărturie scrisorile deschise, trimise lui Mircea Eliade și prietenului american Eugen Weber. În fine, articolele sale din 1978, O dilemă românească, independență sau diferență, independența fără diferență și iluzia modernizării, modernizarea și omul nou. Vlad a urmat până în ultimul moment drumul pe care l-a lăsese. A acceptat conducerea secției române Europei Libere ca pe o datorie. Relația dintre noi s-a îmbogățit cu o nouă dimensiune, cea a colaborării, eu la un nivel mult mai modest, la denunțarea regimului Ceaușescu și pentru apărarea celor ce îndrăzneau să-și ridice glasul. Vlad a fost și rămâne pentru mine un model, un exemplu ce ar trebui făcut cunoscut, nu e prea târziu, tinere generații. Îi plăcea să repete fraza lui Fichte, tu trebuie să te comporți ca și cum numai de tine și de fapta ta ar depinde destinul poporului tău. Doamnelor și domnilor, încheiem această evocare cu un dialog cu Nestor Rateș, cel care i-a succedat lui Vlad Georgescu în funcția de director al Departamentului Românesc al Europei Libere și
și care a fost alături de el în ultimele sale luni și zile de viață la Washington și apoi la München. Nestor, îți propun să parcurgem momentele principale ale acestei perioade, îmbolnăvirea, tratamentul și decesul. Radu, câteva simptome ciudate, mai ales tulburări digestive, s-au înregistrat încă la începutul anului 1988, dar nu au reprezentat o problemă majoră. În iulie primesc la Washington un telefon de la Vlad anunțându-mă că i se descoperise cu o seară înainte o tumoare la creier. Câteva ore mai târziu, întreaga redacție primea aceeași veste, iar după două săptămâni era operat. Biopsia determina că era o formă agresivă de cancer, de obicei terminal. După cercetări înfrigurate, aflam că Institutul de Oncologie din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate, faimosul Centru Mammoet de Cercetări Medicale, finanțat de guvernul american, situat într-o suburbie a Washingtonului, experimentează un tratament pentru aceste forme de malignitate a creierului, cu succes limitat, în 5% din cazuri. Prietenul nostru, Nichi Popescu, lucrează la acest institut. Inimosul dr. Popescu, unul din cercetătorii americani de frunte în domeniul biologiei cancerului, aranjează fără întârziere includerea lui Vlad în acest program. Îndată ce se pune puțin pe picioare după operație, Vlad vine la Washington, însoțit de iubita și devotata sa soție Mary, și intră imediat în extenuantul program de tratament care îmbina chemoterapia cu doze mari de radiații. Era la sfârșitul lui august. Vlad suporta greu tratamentul, dar îl continua cu stoicism. Slăbește, se mișcă din ce în ce mai greu, e epuizat. Testele demonstrează că tratamentul nu are efect. Auzind de diverse alte posibile tratamente experimentale, unul oarecum promițător în California, discutăm cu doctorii care concid însă că e prea târziu, că Vlad nu poate suporta nici călătoria, atât mai puțin operația. Un consiliu de medici la patul pacientului conchide că nu mai e nimic de făcut. E deja noiembrie. Vlad vrea să-și mai vadă fiul, pe Tudor, care s-a apropiat atunci de 10 ani. Deci facem aranjamentele de întoarcere la München, nu tocmai simple în starea în care se afla. Iar la München, internat în spitalul Bogenhausen, Vlad trecea în veșnicie câteva zile mai târziu, într-o duminică posomorită de toamnă, la vârsta de 51 de ani. O boală cu evoluție accelerată, un sfârșit implacabil și prematur. Nestor, sunt mulți în țară, în străinătate, care cred că nu a fost o moarte naturală, că trebuie să fi fost mâna securității. Avem vreun indiciu în această privință? Radu, dacă prin indiciu înțelegi o dovadă, ar trebui să spun că nu avem dovezi. Și asta e una din ciudățeniile situației în care ne aflăm după schimbarea din 89 și mai ales după cea din 96. Nu putem să obținem informații certe privitoare la lucrurile deloc comune care s-au întâmplat la Europa Liberă în perioada comunistă. Incidența cu totul neobișnuită a cancerului la vârful departamentului românesc în anii 80 este unul din aceste lucruri. În numai 6 ani, 3 directori succesivi ai departamentului, Noel Bernard, Radu Gorun și Vlad Georgescu, precum și realizatorul actualității românești, Emil Georgescu, au murit de cancer. Cu un an înaintea primului dintre aceste decese, exploda la sediul Europei Libere din München bomba pusă de teroristul Carlos, pusă, știm acum și din sursă românească, din ordinul lui Ceaușescu. În cazul lui Vlad Georgescu, probele circumstanțiale sunt impunătoare. El a primit amenințări insistente,
Una dintre ele i-a fost adusă direct de la securitate de o rudă apropiată, căreia i s-a permis să plece la München tocmai pentru a preda acest mesaj criminal. El suna: dacă transmiți la radio cartea lui Pacepa, vei muri. S-a îmbolnăvit câteva luni după transmiterea unor fragmente ample din carte. Doctorii care îl tratau la Washington erau consternați de modul în care răspundea pacientul lor la tratament, care includea, cum spuneam, doze masive de radiații, exprimând ipoteza unor iradiații anterioare bolii. Iată deci câteva împrejurări suspecte care l-am vrea elucidate. La 10 ani de la moartea lui Vlad Georgescu, s-ar cuveni Radu să aflăm adevărul, oricare este el. Adevărul despre dispariția sa prematură, acest adevăr de atâta vreme așteptat de familia sa, de foștii lui colegi și prieteni, de numeroșii lui admiratori, adevăr mai curând decât gunoiul pe care unii îl aruncă netrebnic chiar și asupra memoriei sale luminoase. Un exercițiu imund, într-adevăr, Nestor, la originea căruia s-ar putea afla exact aceia care manipulau firele amenințărilor și represarilor contra Europei Libere. Mulțumesc, Nestor Ateș. Dacă ar fi adevărat că transmiterea la Europa Liberă a unor ample fragmente din cartea fostului general Pacepa i-ar fi putut aduce moartea lui Vlad Georgescu, mi se pare interesant să aflăm de ce a crezut el că ascultătorul român trebuie să ia cunoștință de această carte, chiar dacă era amenințat atât de brutal și de direct de la București. Vă invit deci în încheiere să ascultați editorialul lui Vlad Georgescu despre cartea generalului Pacepa, curând după apariția ei, editorial transmis la 14 noiembrie 1987, exact un an înainte de a fi plecat dintre cei vii. Un editorial însoțit de vocea inegalabilă a Ioanei Măgură Bernard. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Niciodată călătoria din Statele Unite la München nu a trecut mai repede. Motivul? Cartea generalului Ion Pacepa, pe care am citit-o pe nerăsuflate în timp ce avionul mă aducea zilele trecute de la Boston înapoi în Europa. Un volum de peste 400 de pagini, bine scris, care se citește ușor și care, trebuie spus, face o mult mai bună impresie decât fragmentele apărute până acum în presă. Avem rar ocazia să pătrundem în culisele vieții de curte din lumea comunistă. Știm câte ceva despre viața particulară a lui Stalin, am citit cu mult interes cartea lui Markov despre viața la curtea lui Zhirkov. Despre cea de la București nu știam însă până acum mai nimic. Meritul cel mare al cărții fostului general de securitate Ion Pacepa este de a aduce la lumină fețele ascunse ale acestei lumi, de a o pune în adevărata lumină. Vom transmite în viitorul apropiat fragmente din volumul Orizonturi Roșii. Până atunci însă aș vrea să vă împărtășesc câteva prime impresii de cititor. Cartea se ocupă pe larg, cum era și firesc, ținând seama de poziția autorului, de problema spionajului, a agenților de influență, a furtului de tehnologie, a rolului securității în controlarea vieții supușilor președintelui Ceaușescu. Pentru mine însă, interesul principal nu rezide în aceste dezvăluiri, care oricum sunt probabil făcute numai pe jumătate, ci în atmosfera generală care se degajă din paginile volumului. Este interesant să știm, o știam de altfel, că Ceaușescu își spune agenții să fure tehnologia americană. Mai interesant însă este să aflăm cum trăiesc potentații de la București, care le sunt apucăturile, cum își vorbesc, ce gândesc, ce fel de mentalitate au, care le sunt gusturile. Descoperim din dezvăluirile generalului o lume murdară, coruptă, analfabetă, imorală, în care președintele își înjură ministri, în care președinta își apostrofează acoliții tratându-i de idioți, în care ministrul de externe se comportă ca un lacheu. Aflăm o lume căreia îi place să bea șampanie franțuzească și să mănânce telemea cu ceapă. Ne apare o nomenclatură de lingușitori, în casele căreia securitatea are peste tot microfoane, chiar și sub pat, care se teme de cei doi șefi supremi,
dar care face orice totuși pentru ca să mențină dreptul de a se înfopta din privilegii, care se teme de ei, dar în același timp îi se urește. Poate că din această lume, din această lungă înșiruire de personaje care viermuiesc în carte, cea a lui Ștefan Andrei apare ca cea mai negativă. Dar să mă întorc la imaginea familiei prezidențiale, așa cum reiese din relatările unui om care i-a trăit în preajmă ani îndelungați. Mai întâi neravurile. Oamenii se cred într-adevăr Dumnezei, sentimentul realității pare să le lipsească cu desăvârșire, se tem totuși de moarte violentă, mănâncă numai după ce li se gustă bucatele, ca pe vremea fanarioșilor, își duc costumele în puni sigilate atunci când călătoresc și le arăt după ce le îmbracă odată. Simțul politic al președintelui se manifestă îndeosebi în activitatea de controlare a supușilor, de manipulare a acoliților și în exacerbarea propriului ego. În rest, nu pare să înțeleagă prea bine fenomenul politic. Scena de furie făcută primarului New Yorkului, pentru că acesta nu putea interzice o demonstrație ostilă președintelui, este o concludentă dovadă. Îmi vine în minte și cele relatate cu prilejul existe în Germania Federală, în care Ceaușescu nu putea pricepe de ce cancelarul Schmidt, odată cancelar, mai trebuia să organizeze alegeri parlamentare. Cartea generalului Pacepa vine de altfel să confirme multe neravuri cunoscute. Să ne amintim uimirea gazelor grecești când Ceaușescu a cerut să se pună covor roșu pe Acropole sau refuzul său de a vizita Grecia anul acesta pentru că nu îi se punea la dispoziție Palatul Prezidențial. Să trecem peste amănuntele privind neravurile academicianului doctor inginer, care, în paranteză spus, apare într-o lumină și mai negativă decât soțul său, și să vedem cum se reflectă în carte problema atât de controversată a politicii externe. Ceaușescu nu-i iubește pe ruși. Acesta este mesajul cărții lui Pacepa, deși a fost la început omul lor. Fostul general de securitate confirmă faptul că Ceaușescu a făcut școala de cadre de la Moscova. Se afirmă însă, pe de altă parte, și naționalismul îngust primar al președintelui, ambiția sa de a nu atârna de nimeni, de a juca un rol politic independent pe scena internațională. Prietenia cu arabii, mai ales cu Arafat și cu Gaddafi, este bine documentată în volum, ca de altfel și antisemitismul și antioccidentalismul lui Ceaușescu. Generalul Pacepa descrie cu lux de amănunte operațiile de dezinformare organizate de securitate în Occident. Operația Horizont, menită a construi o imagine pozitivă a președintelui. Descrie cu lux de amănunte operațiile de spionaj economic, precum și încercările de a reduce la tăcere Europa Liberă. Toate aceste capitole lasă, după părerea mea, o impresie greșită, aceea a unui aparat perfect pus la punct, care funcționează fără greșeală și are succes. După părerea mea, toate aceste operații vădesc din potrivă un total eșec. Imaginea președintelui nu a fost niciodată ca până acum mai proastă. Europa Liberă își face în continuare misiunea așa cum a făcut-o întotdeauna. Furtul de tehnologie nu a îmbunătățit cu nimic starea economiei românești. După părerea mea, Orizontul Roșu este în fapt povestea unei eșec de proporții. Eșecul unei caste bolnave, meschine și urâte, căreia îi lipsește idealul și generozitatea. Cu asemenea oameni în vârful piramidei, eșecul nu poate fi decât previzibil. Generalul Pacepa a ieșit din această lume urâtă. Copiii săi, care au încă din iulie 1978 intrarea în Statele Unite, vor ieși și ei, probabil, mai devreme sau mai târziu. Rămâne însă poporul, un popor care nu apare deloc în cartea generalului Pacepa, probabil pentru că nu apare nici în planurile conducătorilor săi de astăzi. Am închis Orizontul Roșu cu un sentiment de rușine și dezgust. Mi-a pus întrebarea cât timp îi mai poate oare răbda pământul. Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Vlad Georgescu. Am transmis programul Actualitatea Românească.
Aici Radio Europa Liberă.